Ateneul poate cel mai folosit loc din acest București pentru fotografii. Deci, după cum vă spuneam, fotografii ca la Ateneu nu se fac nicăieri în Bucureștiul ăsta. Foarte multă lume apelează la această locație. Dar de ce mă iau eu de această locație? Păi, pentru că tocmai mi-a venit o idee. Bă, unde mai ai să te duci în Bucureștiul ăsta pentru fotografii? În centrul orașului. Sincer spun acum, eu chiar am stat și m-am gândit mult, bă, vreau să găsesc niște locații de, nu știu, făcut portrete. Deci, pe lângă faptul că n-ai locații unde să faci portrete, Bucureștiul în sine nu arată așa foarte atractiv pentru ochi. Un oraș frumos este un oraș care îți dă și multe ocazii atunci când pui aparatul la ochi. Și acum, nu că mă plâng, dar am avut ocazia să mă duc în Milano acum câțiva ani și nu că-i laud, dar la fiecare colț de stradă, la fiecare pas pe care îl făceai din 50 în 50 de metri, găseai o locație de făcut fotografii. Deci, nu știu cum făceau, dar străzile erau într-un fel anume, clădirile păstrau așa o tematică anume și oriunde te uitai, găseai ocazii de fotografiat. În București, căblăria, modul cum este făcut, contrastul ăsta dintre vechi și nou, clădirile care stau să cadă și clădirile de sticlă de lângă ele, lucrurile astea nu sunt ok și mă aștept ca Bucureștiul să se schimbă, adică am speranța asta. Cyberpunk 2077. Chiar mă gândeam la o serie de asta de vloguri prin care pur și simplu merg prin oraș și sesizez lucrurile astea inestetice pe care le găsesc pe străzi. Asemenea lui Bucharest Bike Traffic, care merge prin trafic și sesizează problemele, așa să fac și eu și să merg și să găsesc lucrurile astea inestetice care zgârie privirea, zgârie peisajul. Cred și sper că ar avea un impact să fac așa o serie de asta de vloguri în care mă plimb și sesizez lucrurile astea inestetice, rele pentru privitorul de rând, cât și pentru fotografi. Ia, sesizez acum, pe centru vechi, în buricul buricului, ceva foarte rustic. Uite, deci dacă eu aș arăta imaginea asta cuiva și aș întreba unde crezi că e făcută această fotografie, ar ghici că ar fi în centrul vechi al Bucureștiului, în buricul buricului? Păi nu prea. Ia, fotografia arată interesant, dar nu să fie în centrul orașului. Exemplele sunt multe, are și multe vloguri pe subiectul ăsta. Mamă, ce de pisici! Uite, una aici, una acolo. Ceva frumos! A, vă cunoașteți? Sunt o întreagă comunitate aici, pe centru vechi. Vă pupați! Uite, dacă ați ști de câte ori s-a întâmplat lucrul acesta, și anume, am pus aparatul la ochi, am făcut evident faptul că aici este un lucru interesant și lumea s-a oprit să vadă, să admire. Uite, de astea sunt buni fotografii de stradă, pentru că arată oamenilor frumusețile pe care le ratează. Deci, fotografii de stradă nu sunt niște dubioși, sunt niște persoane care pur și simplu arată oamenilor frumusețile pe care ei le-ar putea rata. Uneori mai și postăm pe rețelele sociale să ne bucurăm cu toții și uneori, atunci când suntem prezenți pe stradă, pur și simplu arătăm lucrul real fix în momentul în care se întâmplă, live. Presupun că tunelul ăsta noaptea se aprinde frumos și într-adevăr este un tunel luminat cu steluțe. Dacă tot n-am făcut fotografii ziua, o să fac acum fotografii noaptea și cu ocazia asta, dacă tot mă aflu în centrul orașului, vreau să văd și eu cum a mai fost decorat orașul de sărbători.
Ce mișto. Da? Mai mulți. Și asta a fost în fotoplimbarea de astăzi, în care am revenit în centrul Bucureștiului. Am renunțat la fotografii ziua, n-am mai vrut să fac fotografii ziua, am așteptat noaptea, astfel încât să prind aceste decorațiuni. Dacă vreți să mai vedeți astfel de materiale, desigur, abonați-vă. Spuneți-mi în comentarii dacă vă place ideea asta mea cu a sesiza lucrurile care nu sunt bine din punct de vedere estetic, vizual în București, că poate demarez așa ceva în primăvară, după cum v-am spus. Sper că v-a plăcut. Ne auzim săptămâna viitoare. Pa, pa!